Bună seara! Bine ați venit la cea de-a treia seara a dialogurilor pe contrasens. O să vă rog acum de la început să vă puneți telefoanele pe modul silențios, pentru că discuția din seara aceasta se înregistrează. De unde începe schimbarea? ONG versus politică, în seara aceasta alături de Vlad Tăușance și Sorin Vlad Predescu. Știm că trebuia să fie Mario Demețo, dar duty calls, a trebuit să plece, așa că mulțumim lui Sorin Vlad Predescu că a luat, că a acceptat provocarea de a participa la acest dialog. Vlad Tăușance este jurnalist, consultant în strategie și comunicare, dar și scriitor. Lucrează în proiecte de comunicare și dezvoltă programe educaționale pentru sectorul de business și cel neguvernamental, împreună cu fundația Friends for Friends. Are experiență și proiecte în de poziționare și branding cultural, este specialist în politici și strategii culturale. Volumul său de debut, Legende Urbane, mai avem un exemplar, trebuia să-l arăt. Dacă nu vinem în seara asta, înseamnă că am venit degeaba, da? A fost nominalizat la premiile naționale Mihai Eminescu, a publicat în Vice Tataia, Dor, România Literară, Dilema Veche și multe alte, pe multe alte site-uri și în alte reviste culturale. Sorin Vlad Predescu este director executiv la Casa Artelor, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, profesor la Facultatea de Psihologie și Sociologie din Universitatea de Vest din Timișoara. Poate să ne povestească în seara asta cum stă treaba la intersecția dintre o instituție de cultură care sprijină accesul la cultură al comunităților locale și instituțiile publice. Mai citești și descrierea de pe eveniment, ONG versus politică, no, sau no, la de microfon? Am schimbat-o. Ok, super. Excelent. Vă mulțumim că ați venit. Pentru cei care nu au loc, mai e un loc acolo, dacă vreți stați în spatele nostru, cum vreți. Ok? Am ales tema asta, e așa, suntem într-o zonă din asta în care cumva dăm din casă și e din aia cu dragoste și abjecție în același timp, pentru că amândoi venim din zona NGO, eu cu Sorin ne-am cunoscut într-un program al Fundației Soros, deci ne începem cu o demascare, suntem din aceia plătiți pe care îi înjură Antena 3. Dar în același timp, nu știu, cred că experiențele ne-au adus într-o zonă în care să punem un pic această relație cumva complicated, vorba Facebook-ului, între politică și sectorul non-profit, sectorul neguvernamental, să o punem un pic în lumină și să vedem care sunt părțile bune, părțile rele, ce se poate comenta pe tema asta. Să fim, cred că, pe rând și în același tone of voice, cumva avocații diavolului. Sunt cumva trei direcții mari pe care le propunem pentru seara asta. Simțiți-vă liber să interveniți, dacă vreți să ne întrebați sau să ne spuneți că nu avem dreptate, suntem deschiși la asta. Prima mare temă e legată de cât de mult se poate muta energia, experiența, cheful de schimbare din zona de organizații neguvernamentale în zona de politică, începând cu, mă rog, poveștile vechi, GDS-ul, Emil Constantinescu și mergând până la guvernarea Cioloș, care a fost, din punctul ăsta de vedere, un experiment, un prim experiment în care s-au luat oameni cu expertiză din zona de neguvernamental și au fost puși în poziții executive. A doua temă pe care aș vrea să o atingem este legată de cui îi cade responsabilitatea de a avea marile idei, marea viziune despre România și de a crea politicile publice aferente. Adică e mai degrabă în apanajul organizațiilor neguvernamentale sau al partidelor politice, deși din partea partidelor politice n-am prea auzit idei mari și coerente, sau, mă rog, în ultima vreme, să-i nu-i tocmai de acord. Și a treia temă, cât de periculoasă sau benefică este, să-i spunem, ONG-izarea socialului, domeniul ăsta al socialului, al serviciilor sociale, al zonei de caritate. Lucru care pare ok la prima vedere, e în regulă ca niște organizații neguvernamentale să construiască un spital, e ok ca niște organizații neguvernamentale să ofere servicii sociale, pe de cealaltă parte nu e tocmai ok, pentru că teoretic astea sunt niște lucruri pe care ar trebui să le facă un stat funcțional.
Începând, cam asta e povestea pe seara asta, o să-i las microfonul Sorin cu o prima întrebare către el. Tu cum ai trecut dinspre ONG către politică? Pentru că tu, dincolo de toate lucrurile astea, ești implicat sau ai fost implicat în politică alături de Partidul Național Liberal. E o postură pe care ți-ai asumat-o public, e o doctrină, mă rog, sau orientare, sau mă rog, o stelă pe care îți definești, de care nu te ferești. Ce te-a determinat să faci lucrul ăsta, ce nu puteai să faci în zona ONG, dar ai putut să, sau n-ai putut să faci în zona de politică, și ce poți să faci în zona asta de administrație publică? Ok, foarte multă teme de dat. Domn profesor. Da. Nu, le luăm pe rând. Nu pe toate. Încerc să răspund la întrebarea pe care mi-a pus-o vreodată. Într-adevăr, ne știm din ONG și dincolo de ce am lucrat împreună cu Vlad, am tot avut experiențe neguvernamentale de toate felurile. Mi-aduc aminte de o perioadă destul de romantică, anii 90, anii 2000, o perioadă romantică și în care existau expertizele cumva concentrate în zona ONG și o să discutăm cum se nasc expertizele acolo și de ce se nasc acolo. Și evident, partidele ca și acum erau nefrecventabile. În general, ideea de a frecventa un partid pentru noi care ne consideram mai mult sau mai puțin elita gândirii, citise mai multe cărți sau ceva, și ni se părea că merităm să fim într-un fel de lume superioară. E adevărat că ONG-urile te fac să gândești, te fac să acționezi, te fac să ai cumva simțul ăsta al lucrului bine făcut și chiar dacă nu reușești să determini întotdeauna politici publice, reușești cumva să ai rezultate, măcar punctuale, vezi că ideile de ale tale sau în fine generate în jurul tău sunt preluate încet încet în politic, chiar dacă nu mai știe nimeni de unde vin. Aveam curiozitatea de a citi și de a face. Cum am trecut în politică este foarte simplu. Dintr-o disperare a impotenței pe care o simțeam a NGO-urilor de a determina cu adevărat, de a schimba cu adevărat politicile publice. Și a fost un pas foarte solitar. Adică nu am chemat pe nimeni cu mine și nu m-a chemat nimeni pe mine să mă duc, hai, la noi, la partid. O să vă spun un secret, niciodată partidele nu cheamă oameni. Deci dacă așteptați să vă recunoască cineva expertiza și să vină la voi să vă propună o funcție extraordinară, nu se întâmplă. E foarte simplu, pentru că partidele funcționează cu totul și cu totul altfel. Sunt un alt tip de organizații. Dacă ONG-urile sunt mai degrabă, vorbesc mai ales de ONG-urile astea aproape corporații, am putea discuta un pic despre cum sunt clasificate ONG-urile. Dacă ONG-urile au această filieră meritocratică, munca e recunoscută, dacă ești fain, ești recunoscut, în partide lucrurile stau un pic diferit, pentru că sunt un alt fel de organizații. Sunt organizații transversale, cuprind oameni din toate straturile societății. Mult mai diverse sunt partidele decât își imaginează cineva văzându-le din afară, doar reprezentanții. Și e mai degrabă un joc de imagine acolo decât un joc al muncii. Cred că asta e principala diferență între ONG și partide. Și sigur, și în partid te poți agita, ca să zic așa, să încerci să faci lucruri bune, asta mai degrabă deranjează. Depinde. Sunt contexte și contexte. Din când în când, partidele reușesc să se scuture, să schimbe garnitura, să considere că cineva e util, deși înainte a fost considerat inutil sau invers. Dar e un mecanism foarte specific. Povestea mea e foarte simplă. Am ajuns într-un partid politic
mi-a plăcut. Mai sunt, dar nu mai trec pe acolo o perioadă până nu se schimbă conducerea partidului. Locală, eventual. Și asta cade tot pe sarcina, cade în sarcina ONG-urilor, probabil, dacă e asta. Nu, cade în sarcina alegătorilor, sper. În fine, era o digresiune pe care puteam să n-o fac. Dar, în orice caz, e o altfel de experiență să lucrez cu partid. Pentru că există mai multe feluri de apropiere de partidele politice. Există apropierea de consultant și de influență pe care foarte multe ONG-uri o au. Și există implicarea unui om care vine din ONG în partid, ceea ce cu totul și cu totul diferit, se șterge practic tot trecutul și, fără să lungesc foarte mult vorba, a fost foarte straniu cum s-au raportat oameni care mă știau bine. În momentul în care m-am înscris într-un partid politic, practic, făcusem cel puțin câteva crime. N-au mai vorbit cu mine, chestii de genul ăsta, deși nu era cel mai rău famat dintre partide. Cu toate astea, însăși, a adera la fenomenul politic era în acel moment, s-au mai schimbat lucrurile, era în acel moment ceva odios. Și a fost interesantă experiența asta, în care, practic, tot ceea ce făcusești până atunci s-a șters cu creionul, cu părerea despre tine s-a schimbat numai prin faptul că ai aderat la un partid. O întrebare de punctat. Ți-a folosit ceva din experiența din zona neguvernamentală în zona politică? Adică, dincolo, ok, pe partea de expertiză mănânc că ți-a folosit. Pe partea asta de abilități, capacitate de organizare, mod de a vedea lumea, gândire legată de management de proiect, te-a ajutat ceva în zona politică? E translatabilă experiență? Într-un partid e translatabil orice. Eu am văzut translatate proceduri din corporații, din astea mari, că venise un domn care lucrează în corporație și vrea să facă exact la fel ca la fabrică. Sigur că am transferat și eu din cunoștințele mele și am reușit să fac destul de multe, mai ales pe zona de comunicare. Da, evident, pentru că e un loc extrem de puțin proceduralizat. Adică nu cred că există grup politic, ca să nu zic filială, că e deja... Nu cred că există grup politic care să funcționeze la fel. Toată lumea încearcă să găsească numitorul comun al funcționării politicului. Există câteva lucruri clare. Cine reușește pune mâna pe putere. Dar în afară de asta, metodele sunt atât de diverse și culturile organizaționale din aceste grupuri politice sunt atât de diverse încât în anumite contexte aproape orice poate fi translatat. Și da, am reușit să translatez o parte din ceea ce știam și din ceea ce era. Eu o să fac așa o întoarcere cumva la origine. Eu, când am ajuns la București, primul job a fost la centra de organizație de suport pentru organizațiile guvernamentale. Și am avut așa un contact din ăsta full on cu lumea aia ONG-istă de anii 90, început de anii 2000, care era așa, să zic, primul val profesionalizat, adică semi-instituționalizat. Avea, salariile erau bune, accesul la informație era extraordinar, adică exista internet, existau cărți, era foarte conectată toată povestea la lumea academică. Venind pe filiere Soros, lucrurile aveau sens, dar venea cu universitate, cărți publicate, mă rog, susținute traduceri, biblioteci, internet. Să ne amintim că lui Soros și datorăm primul internet din România, adică firma, și mai știu cum se numea... Prima firmă de internet din România este un spin-off din Fundația Soros. Asta ca să vă amintiți apropo de cam care a fost impactul. Deci venea cu un mega avantaj tehnologic. Și, mă rog, lucrurile atunci erau destul de clare. Adică teoria spunea pe vremea aceea că ONG-urile se ocupă cu subiectele care sunt atât de nepopulare și sensibile, încât dacă le-a asumat cineva din lumea politică, ar exploda. Se ocupau ONG-urile pe vremea aceea cu dezincriminarea homosexualității. Le datorăm
lucrul ăsta. Noi am avut acel oribil articol până târziu în istoria noastră post-revoluționară. Se ocupau cu promovarea conceptului de serviciu civil alternativ. Nu știu, vă amintiți, probabil, cei care vă amintiți, despre armată obligatorie pe care o fentam cu scutiri și înscrieri la facultate, mastere și doctorate. Cred că mulți bărbați de litere și cultură din România își datorează cariera academică acestui context. Pe de cealaltă parte, se ocupau ONG-urile cu promovarea unor teme care păreau, pe vremea aia, cum să zic eu, nu păreau, erau erezii, descentralizare, regionalizare, drepturile minorităților. Doamna Spanele Enache cu Liga Pro-Europa, cei de la Pro-Democrația, promovau niște concepte care astăzi sunt mainstream, adică sunt susținute de toate partidele, sunt deja normă în Uniunea Europeană. Pe vremea aceea, când era să-l avem pe Cornelio Vadim Tudor președinte, erau, again, erezie. Și lucrurile au funcționat o vreme așa. După care s-a dus acel val, am început să intrăm cumva în proareșca normalitate politică, apropierea de NATO, apropierea de Uniunea Europeană. Grupurile intelectuale, ONG-istice, au început să devină din ce în ce mai puțin relevante, poate. Din ce în ce mai politice. Și din ce în ce mai politice. Și cumva cred că pierde asta de relevanță, da, vine pe de o parte din politizare. Au fost niște intrări în politică din zona organizațiilor neguvernamentale, niște apropieri foarte clare, GDS-ul susținea un anumit, e doar un grup, nu zic că este răul absolut sau așa mai departe, de un grup foarte vizibil, susținea un anumit tip de candidat. Asumarea asta unei drepte liberale era din ce în ce mai evidentă, dar în același timp chestia asta lăsa loc de lipsa de diversitate se vedea din ce în ce mai tare. După care a fost o perioadă de, hai să zicem, despărțire amoroasă, neplăcută, și se întâmplă povestea asta cu guvernul loc, cu guvernul celor, și în momentul în care, dintr-o criză de idei, aoleo, de unde luăm cei 15.000 de specialiști, aoleo, de unde facem rost de ața tehnocrați, lumea este forțată să începe să recruteze din zona de organizații neguvernamentale. Unele cu succes, mă rog, și nu doar noua generație politică, dar și PSD-ul recrutează, adică Florin Manole vine din zona neguvernamentală, încă o partidă Valeriu, Valeriu, îmi scapă. Nicolae. Așa, mersi. Pe de cealaltă parte, în plus, vine tot așa din zona asta de activism. Sunt o grămadă de transferuri din astea care se întâmplă cu mai mult sau mai puțin succes. Dacă e să ne uităm, că asta e o perioadă apropiată, deci nu trebuie să ne întoarcem până în anii 90. Corina Șuteu, până la urmă, vine din zona neguvernamentală, instituțional neguvernamentală. Avem un mare succes la care să ne raportăm, așa, în amintirile tale, la perioada asta recentă, sunt lucruri în care putem spune, domnule, ONG-ismul a dat niște oameni sau femei de stat, sau niște femei de stat. E o caracteristică foarte simplă. Și în ONG și în partide sunt oameni care au energie și chef să se miște. Cumva asta este punctul comun, valabil, pentru ONG-uri și pentru partide. Sunt oameni care se implică social și cred că și în ONG și în partide, am citit eu asta undeva, oamenii intră cu bune intenții. Fără nicio, sigur, sunt din ăștia chemați, dar oamenii intră cu bune intenții, oamenii vor să facă bine. Dacă e să reproșez ceva partidelor, este modul în care socializează tinerii. Pentru mine, și asta e o teză pe care o susțin de mai mult timp, pentru mine socializarea care se face în partide cu tinerii care vin în aceste partide este perfect disfuncțională. Învață numai prostii. Încă de la organizațiile alea de tineret ale lor, care nu reușesc să iasă din zona chefurilor și a micii politici de suborganizație politică. Și de aceea, de fapt, din acele organizații
cresc foarte puțin oameni și cam disfuncționali. Cam ce știu eu, inclusiv în Partidul Național Liberal, ce a venit din organizațiile de tineret ale partidelor, erau persoane cu care n-aș fi vrut să stau la masă, de fapt. E adevărat că, la un moment dat, mișcarea ONG a anilor 90 s-a politizat. S-a politizat aproape în masă. Ne aducem foarte dincolo de, sigur, Emil Constantinescu și acolo a fost, poate mai puțin evident, dar a fost clivajul Băsescu-Năstase, care a împărțit practic societatea în două și odată făcut alegerea pentru Băsescu, ea a mers până la capăt. Eu mă uitam la oameni cu care lucrasem în zona ONG, cum nu mai reușeau să iasă dintr-un discurs, dincolo de un discurs de partid, dintr-un discurs ideologic din ce în ce mai conservator, din ce în ce, hai să zicem, neoliberal, dacă e nevoie, care cumva ideologia politică a reușit să acopere o cultură și un mod de a face lucruri mult mai democratic pe care l-a avuseseră, cred, înainte. Deci, în succese, sigur, am avut. Cu succesele, greu de spus, multă lume a fost în ONG-uri și nu știe exact de ce au reușit sau n-au reușit după aceea. Sunt caracteristici multe și individuale. Câteodată e vorba de cod comportamental. Câteodată este vorba de așteptări. Foarte multă lume care s-a simțit foarte sus ca expertiză în ONG suferă și se supără în momentul în care ajunge într-un partid unde îi se spune că, de fapt, ideile lui sunt bune doar dacă aduc voturi. Și ăsta este un plan. Al doilea plan, foarte clar, este că în momentul în care lansezi o idee în aer, asta e celebrul discurs minoritar, nu? În momentul în care lansezi o idee în aer, încet, încet va fi preluat de politică. Eu cred că societatea de astăzi datorează ONG-urilor în mare parte ceea ce, cum spunea Vlad, considerăm astăzi mainstream și logic. Nu știu, dacă mă întorc cu vreo 20 de ani în urmă, eu am făcut și armata, deci pot. N-am scăpat. Dacă mă întorc cu 20 de ani în urmă și mă uit cam care erau clivajele pe la care ne raportam noi, astăzi acelea nu mai există. Există altele. Și au reapărut unele de care uitasem. Evident, ONG-urile au fost în principal orientate către dreapta, veneam după comunism. ONG-urile de astăzi încep să fie diverse din punct de vedere ideologic și e normal ca dacă în anii 90-2000 ONG-urile mergeau doar către zona partidelor de dreapta, astăzi să existe o răspândire, ca să zic așa, mai egală în partidele politice, pentru că și aderența ideologică a devenit mai diversă. Nu știu ce să mai răspund la asta. Înainte de a trece la a doua temă, sunt încă două nuanțe pe care aș vrea să le expun. Unul, politica mi se pare un mediu, ok, e teoria care spune politica corupe, da? E un mediu foarte acid, da? Dar și un tot nesol cumva de personalitate. În lumea ONG-urilor, alea cu tradiție și funcționale, dacă e să ne uităm după rapoartele celor de la FDSC, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, o să vedeți că e o lume destul de stabilă. Da? Managerii rămân în funcție mulți ani, distanțele de putere sunt clare, tranzițiile de putere sunt clare, îți lași moștenitorul, îți formezi niște oameni, ți-ai creat echipa și așa mai departe. Lucrurile sunt smooth, e o formă cumva de mai închistată, dacă vreți, cu mai mult respect și cu niște reguli poate un pic mai clare. Da? Odată intrați oamenii ăștia în jocul politic, mi se pare că intră într-un mediu
foarte accelerat, foarte pe repede înainte, cu un turnesol din ăsta care poate să scoată tot ce mai bun sau mai rău în tine. Mi-am adus aminte. Așa. Și două exemple dau aici și te las să spui. Renate Weber. Exact. What the fuck happened? Adică doamna a condus Fundația pentru Dezvoltarea Societății, Fundația pentru Societate, așa, mă rog, Fundația să urmasul Fundației Soros, cum se numea? Fundația pentru Societate Deschisă, nu? Așa. Un exemplu și doamna Pipidi. Again, iarăși, un intelectual pe care l-am urmărit toți cu inima la gură, adică ne luam notițe după după aceste două personaje, erau repere, cumva, și morale și intelectuale. Intrate în toată acceleratorul ăsta, cumva, de particule, lucrurile parcă au scăpat, cumva, de sub control. Evident... Și pe partea cealaltă, era Sandra Prelong, care, în funcție de cum vezi ideologic lucrurile, în fine, dar mie mi se părea că are un discurs de atât de politizat încât era în ciuda oricărei evidențe, orice se întâmpla era bine. Și hai că nu începem să dăm neapărat toate numele, nu facem procesele oamenilor. Dar într-adevăr, asta vreau să spun și eu, o experiență personală. Mă devolez. Am fost trimis de rugat de cineva din Fundația Soros să mă duc observator de alegeri în Portugalia, când a fost Năstase Băsescu. Și am fost, am observat alegerile, am văzut și eu prima dată Portugalia, foarte frumos. Am primit biletul de mers acolo de la doamna Weber. Și am avut o discuție destul de lungă atunci cu ea, nu politică, că mie nu-mi plăcea niciunul din candidat. Da, în fine. Da, o discuție de principii, mă, totul e să fie corect. Adică totul era extrem de... Adică eram mândru că sunt observator. Chiar asta făceam, mă duceam să observ, nu făceam nimic altceva. Și de acolo până la discursurile anti-americane, adică pur și simplu e de neînțeles cum se poate schimba un om atât de mult. Și culmea este că nu era socializat în politică. În politică, cumva, cred că singurul lucru care te face stabil este că prin socializare politică totuși îți asumi o doctrină. Și asta mie mi se pare realmente important. Pentru că nu prea poți devia de la această doctrină în mod normal într-un partid firesc. Nu poți să vorbești contra principiilor pe care le susținem. E, uite că noi în ONG se cam poate. Acum, uite și că în PNL se cam poate, unde, da, ai niște reacționari, practic, și la masă cu niște libertarieni, na, da, acolo teoretic, familia este suficient de largă încât să acomodeze. Așa. A doua nuanță pe care vreau să o punctez e legată de cumva noua generație, pentru că se întâmplă un fenomen interesant, nu avem cum să trecem cu vederea, USR-ul e până la urmă fondat de un ONG-ist, vrem, nu vrem, tot Nicușor Dan a fost acolo stâlp, cu bune și rele din perspectiva asta. Pe de cealaltă parte, na, forța de stânga care îi reinventează sau, mă rog, încearcă, pierzându-se strâns de semnături, care încearcă să reinventeze stânga în România, demosul e fondată, mă rog, baza, stâlpii sunt tot ONG-iști. Ceea ce mi se pare foarte, din nou, foarte interesant cumva ca fenomen și mă duce la al doilea subiect pe care ți-l propusesem, asta legat de marile teme, da? Pentru că mie mi se pare, eu sufăr din cauza asta, cumva, mi se pare că politica românească n-a mai discutat decât despre mărit de TVA și punct de pensie și cât costă kilometru de autostradă. Mi se pare că ne-am pierdut în loophole-ul ăsta în ultimii 10 ani și numai despre asta am vorbit. Adică toate temele mari, cumva, locuire, egalitate, antidiscriminare, antihărțuire, drept la educație și așa mai departe, au venit fie din partea presei, prin renașterea presei independente,
fie din partea, din nou, a societății civile. Mai noi, mai vechi și așa mai departe. Și aici nu-mi dau seama cât de ok e toată povestea asta, adică cât de mult putem să lăsăm pe umării ONG-urilor sarcina asta de a defini în continuare marile teme ale României. A fost o soluție bună cumva de avarie în anii 90 în care nu mă lasă să-mi stea capul. Și avem de recuperat, tradus, distrus, tăiat cuvintele pe listă. Dar, totuși, mă aștept un pic la mai mult din partea politicienilor. Adică, devine de rău, până și America care l-a ales pe Trump are un Bernie Sanders care vorbește despre Universal Income, vorbește despre, reducerea datorilor, tăierea datorilor studenților și așa mai departe. Macron, toată, cum să zic eu, sinuoșenia lui până la urmă și cu toată, cum zic, antipatia populară pe care a generat-o, a lansat niște teme mari. Socialiștii europeni au niște teme mari, liberalii europeni au niște teme mari. Mi se pare că în România, practic, parcă au capitulat politicienii, le lipsește ceva, adică n-au internet acolo la ei, nu ajung cărțile, nu știu unde-i două bufnițe, adică... Da, nu. Cred că sunt principali clienți de la două bufnițe, dar... E o problemă. Da, e și nu e o problemă. Eu cred că până una alta politicienii se uită la marile teme pe care le scot din sondaje de opinie. Și cumva e un cerc vicios în care presa merge pe subiectele politicienilor, oamenii încep să discute pe subiectele care vin și cumva rămânem într-adevăr în acest loophole. Și discutăm despre câteva teme deja recurente, corupția și așa mai departe. Nu că nu sunt importante, toate sunt importante. Și autostrada e importantă, și corupția, evident, anticorupția și așa mai departe, și spitale. Și dacă îi voi întreba pe oameni, vor spune exact același lucru, că principalele probleme sunt lipsa spitalelor, lipsa școlilor, educația, corupția. În fine, sondaje și sondaje. În momentul în care apare o presiune publică reală și deschide un subiect diferit, și subiectul acela va fi preluat de politic ca pe o oportunitate de a se poziționa într-un fel sau altul. Poziționările câteodată sunt de formă, câteodată sunt profunde. Într-adevăr, marile teme nu sunt de acum. Sunt teme pe care le putem importa, sunt teme cu care nu prea avem treabă, pentru că nu suntem în etapa aia de dezvoltare sau suntem în alt film, pur și simplu, de exemplu al locuirii. O discuție lungă și grea, dar suntem țara cu cei mai mulți proprietari de case și sigur că n-a devenit... Sunt statistici. Și evident că dacă exista o problemă reală, dar la noi o problemă mult mai gravă a depopulării. Și nu atât a locuirii, pentru că na. Deocamdată, calitatea locuirii, iarăși, e o componentă aproape culturală. Ce înseamnă calitatea locuirii versus percepția, dacă e bine unde ești sau nu ești. Dar nu vă așteptați ca aceste teme să vină de la politicienii, de la Machiavelli încoace. Se cam știe că singura variantă de a face politică modernă este să iei afirmațiile electorilor tăi și să le dai înapoi, în aceeași formă. Asta spune Machiavelli, asta e politica pe care de altfel o face toată lumea. Ia subiectele care sunt pe piață, le modifică sau nu și le dau înapoi ca mesaj politic. Cât timp subiectul nu e deschis și aici are, ca ONG-ul are un rol extrem de important, cât timp subiectul nu e deschis, nici pentru politică nu e important. Uite, povestea descentralizării, că ai pomenit-o mai înainte. Povestea reformei administrative. Sunt teme care la un moment dat deveniseră teme importante în discursul nostru și comunitar și public, s-a stins pentru că există așa o rațiune superioară pentru care acest subiect nu e interesant pentru noi.
Și e poate interesant de văzut cum unele subiecte, deși prinseseră la un moment dat, dispar. Și chiar, cum crezi că dispar subiectele? Okay. Parcă am exersat în particular. Da, nu știu, cred că pe de-o parte e o chestie de memorie scurtă, pe de cealaltă parte cred că țara asta nu mai visat de mult. Adică nu n-am mai visat la ceva mare. Noi în anii 70 n-am mai făcut lucruri mari în țara asta. Am cărpit, am schimbat, ne-am jucat, dar vorbesc de lucruri mari. Da? Și asta mi se pare o problemă, adică parcă nu mai știm să ne gândim la... Și ne și ciudă pe cei care reușesc să facă lucruri mari, știi? Mă se mai nimește, mai am Cătălescu care scrie cărți groase, care face trilogii, care are planuri, cumva așa. E urât de tot scriitorii în România din cauza asta, știi? Adică, când vezi un om cu o viziune, la modul... îmi place, dar nu-mi place până la capăt, știi? Deci de aici cred că suntem, poate avem un impermeabil din asta pe care îl portăm când vine vorba de big ideas. Bine, ne-am și fript cu 40 de ani de comunism, adică da, poate e cumva logic să mă ne placă. Da, da, hai să, da. Cred că asta, avem poate și un fel de bă, din asta. Bine, bine, lasă, hai să, bă, lasă berea deoparte. Dar cumva e ok, bun, e safe cumva să lași ONG-urile să se joace de a ideile mari și de a politicile publice. Le aplicăm dacă merg, e o formulă care se întâmplă și în altă parte, politica nu pierde voturi pe chestia asta și păstrează viziunea asta de catch it all. Dar cât e de safe? Eu în ultimii 4-5 ani am avut ocazia să lucrez cu 50-60 de organizații neguvernamentale pe zona asta de training, le-am cunoscut bine programele, am ajutat poate în zona asta de planificare strategică pe acțiuni chiar de schimbare legislativă, pe probleme importante, de exemplu legea after school-urilor, mă rog, ordonanță de urgență care nu se aplică, serviciile sociale integrate, lucruri importante cumva pentru lumea, drepturile pacientului de boli rare, o grămadă de subiecte în asta, educație în zone defavorizate, în zone sopă. Ei sunt super buni, adică în proporție de 90% oamenii care sunt acolo sunt oameni buni. Problema este că sunt understaffed, sunt foarte puțini oameni care lucrează pe niște proiecte din astea de schimbat țara, drept urmare o viziune foarte sectorială. Da. Povestea asta se vede, o mulți în politică, îi mulți pe oamenii ăștia să fie secretari de stat, adică nu consilieri, secretari de stat sau miniștri, se blochează, să facă ce știu ei să facă. Nu dau exemple, dar are solid. Ține-l și ajungem imediat la. Am avut, da, un ministru al culturii care a fost foarte bun pe cinematografie, poate mai puțin pe patrimoniu, cred. Mă rog, știe să mai bine. Deci, viziune foarte sectorială, o problemă. A doua problemă mi se pare una legată de contaminare. Da? Temele astea sunt teme pe care ONG-urile și le asumă. ONG-urile care sunt dragi, atenție, sunt oameni pentru care aș băga mâna în foc. Adică dacă mă sună noaptea să le dau bani din casă, le dau bani din casă. ONG-urile trăiesc din finanțări. Finanțările sunt internaționale. Finanțările internaționale sunt pe niște teme, da? Care vin dintr-o agendă internațională. Adaptată sau nu unei realități locale. Poate sunt 20 de ani în fața țării, poate sunt 5 ani în urmă. Da? Proiectul, de exemplu, de modul de a gândi la care te-a obligat proiectul de capitală europeană a culturii, este un mod depășit. Este un mod de a face cultură de acum 15 ani, apropo de Uniunea Europeană. Toate țările care și-au asumat dosarul ăla de candidatură au cam luat țeapă din motivul ăsta, pentru că nu mai era adaptat neapărat realității din teren. Deci, pe de o parte, viziunea sectorială, pe de o parte, pe cealaltă parte, contaminare poate din odd forward thinking, odd gâdie din spate, și a treia, aici intrăm în zona de ONG-uri bune versus ONG-urile, pentru că am avut un referendum, da, pe Coaliția pentru Familie. ONG, legitim, kind of, da, era organizații neguvernamentale, o coaliție care propunea o schimbare legată de modul în care, nu știu, vedem lumea, viața și așa mai departe. Legitim, nelegitim, e debatable. Putem să dăm o poveste azi, când doar domnule, ia să ONG-urile rele. Păi bun, bun, și cine decide în povestea asta? Și mai avem și alte coaliții. Avem, de exemplu, Coaliția pentru Dezvoltarea României,
care își dă cu părerea vis-a-vis de programele educaționale din România și despre modul cum trebuie formată educația. Coaliții în care sunt companii private. Companii private care, evident că vă susțin învățământul dual, legarea de glie a tinerilor. Era acum o operație care flutura prin Parlament, Guvern, cum că, hei, nu ești bun, n-ai luat 5, intri automat la școală profesională. Băi, veți, stați un pic, că e aproape sclavie încălcarea drepturilor omului și așa mai departe. Adică, mi se pare foarte riscant să lași, știi, nu că povara, să lași zona asta într-un spațiu din ăsta de joc foarte liber și care trebuie să rămână liber pentru că altfel se compromite. Adică nu zic că trebuie să fie reglementate mai clar, controlate mai clar în angeliul, că atunci le închidem. Adică putem să uităm de zona de societate civilă. Sorin, eu am vorbit repede și mult. Repede. Bun, eu vorbesc încă. Da. Nu cred că există ONG-uri bune și ONG-uri rele per se. Există susținători ai dacilor liberi care pot să-și facă un ONG și care vor să vorbim dacă de e legitim, evident, așa cum e legitim să te înregistrezi la referendum ca fiind membru al națiunii Jedi, dacă vrei tu neapărat. Că nu e... E un grad al libertății pe care trebuie să-l suportăm. În ce măsură aceste inițiative care pornesc de la un anumit tip de raportare la lume devin importante pentru spațiu public. Aici discuția e destul de lungă. Până una alta, Coaliția pentru Familie, fără cultele neoprotestante, fără Biserica Ortodoxă Română și fără ONG-ul ăla numit Biserica Catolică, adică apropo, de ce mi-am zis ONG-ul ăla numit Biserica Catolică? Pentru că la un dat aveam ceva contract cu Biserica Catolică și notarul ne-a cerut actul de înființare al Episcopiei Timișului, Cenadului, care e la 1030, adică nu găseam actul de înființare. Era pe piatră. Da, era pe piatră sau ceva. În fine, dar lăsând asta, evident, asupra ONG-urile de multe ori se construiesc pe lângă entități mari. Până una alta, și acele ONG-uri din anii 90 erau, de fapt, niște promotoare unor valori cu care, sigur, unii dintre noi am rezonat, alții nu. Au devenit importante, au reușit câte ceva. Pentru mine a fost importantă acea deschidere de ușă către o societate pe care o viseam atunci mai deschisă. Dar tot exista în spate, nu zic de interese, da, interese, dar interese de valori, de valori pe care le promovezi. Dacă ai un ONG în jurul bisericii, evident, va promova valorile bisericii așa cum o fac și partidele catolice, așa cum o fac și, respectiv, creștin-democrate. Asta este lumea democratică și diversitatea partidelor este aproape egală cu diversitatea ONG-urilor. Nu pe subiecte, ci ideologic. Legat de subiecte și de cât e de sectorial, noi avem o problemă reală și în politică și în ONG-uri. Nu avem viziune pe termen lung. De ce? Poate pentru că suntem o periferie din totdeauna, poate pentru că încercarea de a deveni centrul lumii n-a fost cea mai fericită, poate pentru că pur și simplu, în ăștia 30 de ani, singurul lucru pe care ni l-am dorit ca națiune a fost să trăim normal, să fim un pic de Germanie sau ceva. Și cam asta ne-am dorit. N-am avut planuri. Nu aveam de ce să avem planuri. Avusesem mult timp planuri foarte mari și cum se întâmplă așa cu câte o națiune sau cu câte un om care obosește, zice, eu nu mai vreau planuri, vreau să mă retrag la țară. Ei, noi ne-am retras cumva la țară, vorba aia, am mai băut o bere, ne-am dus să vedem Spania, ne-am întors din Spania, ce mai faci? Foarte bine, uite, am fost în Grecia, cam asta face România acum. Cumva, deși cu bani puțin, face turism ieftin, e ok. Cred că vine și momentul în care România începe să fie ușor, ușor, din nou mândră de ea, pentru că
a fost de șocul de a fi cel mai sărac din lume, de a fi, sau cel puțin din lumea care conta pentru noi, de a fi cel mai puțin iubit din lumea pe care, care conta pentru noi, a fost foarte mare. Încet, încet, nu știu de ce, ne-am revenit. Cred că de aia ne-am revenit, că nu eram foarte mândri. Serbii n-au avut șansa asta, erau deja mândri. Și acum, cred că va veni momentul unei planificări pe termen mai lung. Pe de altă parte, e o criză de viziune peste tot în lumea asta. Noi ne place foarte mult să vorbim despre țara noastră, să ne uităm la ea ca și cum ar fi un caz izolat. Excepționalitatea românească nu există. Te uiți ce e în jur și te ia groază. Adică, vorbim de clasa politică din România, dar hai să ne uităm la cea din Ungaria, din Cehia, din Ucraina, din Bulgaria, din Serbia, din Macedonia, din Marea Britanie, din Spania, din Franța. Adică, e o perioadă foarte ciudată, pentru că vorbim de educație, ai deschis subiectul educației. Nimeni nu mai știe ce trebuie să iasă de pe băncile școlii. Nu mai avem ideale educaționale. Pe vremuri știam, ne trebuie niște muncitori sau ne trebuie niște ingineri disciplinați care... sau ne trebuie, nu știu, luptători. Acum nu mai știm ce trebuie să iasă de pe băncile școlii și nu că nu știm noi, nu mai știe nimeni. Schimbările sunt ușor greu de anticipat și sistemul educațional în acest moment merge, asta o spun ca specialist în științele educației, merge perfect inerțial peste tot. Da, sigur că profită de lipsa de viziune, ce vrem să scoatem noi pe piață, vor profita cei care încearcă să facă rost de muncitori sau de forță de muncă care să mai facă lucruri pe care nu mai vrea de fapt nimeni să le facă sau le vor face oricum roboții peste 10 ani, dar cam asta am știut ce să spun. Da. Ce, ultima, hai zic așa, ultimul punct. Puteți să ne întrerupeți, adică dacă vreți să spuneți chestii sau să întrebați chestii pe Sorin sau nu știu, așa, vă rog. E conversație deschisă. Eu în continuare am, ți-am zis, niște cumva nedumeriri și niște, hai zic, neliniști din astea legate de definiție. Da? Pentru că mi se pare... conform teoria pe care am învățat eu în anii 90, de care v-am zis, mi se pare normal ca un ONG sau o coaliție de ONG-uri să rezolve o problemă legată de accesul la tratament a persoanelor cu, care suferă de boli rare sau să rezolve problema persoanelor cu deficiențe sau handicap sau așa mai departe. Pentru că nu e o temă politică sau nu e o temă care o să aibă tracțiune suficientă în zona politică. Deși începe să aibă. Adică avem doamna Săftoiu care se luptă pentru asta în Parlament. Bine, și ea legată cumva de ONG-s, kind of, pe care origine. Mă rog. Dar sunt alte zone în care mi se pare că decizia, adică mi se pare că bălăria asta pare un pic cam mare. Și mi se pare că aici cred că ar trebui cumva dezbaterea să fie un pic mai activă de ambele părți. Again, mie mi-e frică de povestea asta cu educația, unde mi se pare că se spală niște idei, adică niște idei care mi se par periculoase, mă rog, perspectiva mea, again, pentru România, mi se pare că spălate în zona ONG, cum ar fi asta cu privatizarea educației, implicarea brandurilor în programă, știi, corporatizarea și așa mai departe. Iar când coaliția, sau mă rog, cumva expertiza pe zona asta este dată de către, mă rog, o coaliție în care este o doamnă care are o firmă de manuale școlare, ei, poate becurile mele se aprind mai mult decât ar trebui să se aprindă. Adică, cred că sunt, știi, teme și teme cumva. Și cred că poate un lucru pe care l-a susține poate fi o dezbatere un pic mai aprigă sau mai bilaterală între neguvernamental, politic și, super important, că aici uităm o majoritate tăcută a României, zona administrativă unde de multe ori e foarte multă expertiză. Un lucru și un fenomen, înainte de a trece la ultima temă, eu m-am mai notat niște lucruri și vi le mai zic așa, un fenomen interesant este că odată cu mărirea salariilor în zona de stat, aia pe care o urâm noi, în zona administrativă,
practic, ONG-urile au rămas fără oameni, o bună parte din ONG-uri, cel pe zona de social, pentru că oamenii s-au mutat la stat. Deci, în momentul ăsta, partea administrativă, care e ruptă destul de tare de zona politică, dincolo de interdependențe și șefi, da? Vorbim de miez, de oameni care aplică lucruri, tocmai a luat o infuzie din zona de NGO, care, Doamne ajută, sper să se simtă în, nu știu, în bine, la un moment dat. Nu știu de a văzut în infuzia asta, da. În fine... Mai pe servicii sociale? Pe servicii sociale. S-au mutat foarte mulți oameni de la NGO, de la stat. Probabil și nu știu foarte bine subiectul, dar tot ce pot să spun legat de zona de educație, că mi-a plăcut foarte mult. Evident că există câteva școli de gândire în educație. Și vin din acele doctrine politice care sunt, vrem, nu vrem, și doctrine ale ONG-urilor. Din zona protestantă vine ideea statului minimal. Ce înseamnă stat minimal? Nu tot spunea de libertarian, statul minimal înseamnă că statul face minimum, restul să facă societatea civilă. Da, de ce? Pentru că s-a putut în zona protestantă, anglicană, luterană a Europei să se întâmple așa. Serviciile sociale practic au apărut ca niște inițiative pe lângă biserici, pe lângă diferite comitete și comiții. Și catolicismul are tradiția asta de a face școli, de a face învățământ și a apărut foarte logic ca acest tip de tradiție să continue. Pe de altă parte, la noi Biserica Ortodoxă n-a făcut nicio școală, adică n-a avut treabă cu școlile. Și la noi învățământul a apărut în principal ori pe filiera Bisericii Greco-Catolice prin Transilvania, ori pur și simplu ca fiind înființată de stat atunci când s-a gândit la ceea ce înseamnă învățământ de masă. În principal pentru a construi o națiune, e o discuție lungă. Ei, am trăit anii 90 când universitățile trebuiau să fie private, școlile trebuiau să fie private, grădinițele sunt și astăzi în mare parte private, pentru că era nevoie să suplinească o presiune demografică de dorință de a face lucruri pe care statul nu era capabil să o îndeplinească în zona învățământului preuniversitar, respectiv preșcolar, respectiv universitar. În zona liceelor și școlilor generale n-a existat moda asta, tocmai din cauza faptului că acolo structura era bine pusă la punct, asta era cam și singura zonă care interesa statul comunist. Care sunt presiunile astăzi? Sunt evidente. Pe de o parte există o ideologie din asta libertariană și recunosc că o parte din Partidul Național Liberal a moștenit această viziune a statului minimal. Pe de altă parte există această dorință conservatoare de a împărți lumea în elită și prostime, respectiv cum facem să prezervăm elita, reducem numărul de oameni care pot să ajungă meritocratic, nu, la învățământul de calitate. Și aceste două presiuni, necontrabalansate de stânga, pentru că noi nu avem stânga în România, partidul ăsta social-democrat, e un partid, așa cum zicea doamna Miroiu, conservator de stânga, adică vede lucrurile ca păstrându-și status quo. Nu vreau să intru într-o discuție lungă despre educație. În orice caz, cred că cu un pic de gândire ne dăm seama că exact ce văd partidele, văd și anumite ONG-uri. Interesele nu sunt diferite și nu sunt 100 de alternative. Ori facem o educație deschisă pentru toată lumea și cu capacitate de a ajunge până la ultimul nivel, în primul rând, datorită voinței de a face acest lucru, ori transformăm tot într-un sistem aproape german de educație, că există modelul german de educație, care de câte ori ai greșit, de atâtea ori ai ieșit practic pe ușa laterală din sistem și ai dreptul să fii șofer sau ai dreptul să fii, eu știu, strungar eventual, numai dacă ai trecut de anumite drepte. Sunt niște filozofii educaționale
din punctul meu de vedere, sistemul german e depășit foarte tare pentru că ține de o societate industrială, dar noi nu am știut să construim încă un sistem al societății post-industriale de educație. Și apare toată confuzia asta și o mie de argumente, pro și contra, toate relativ irelevante, dar în fine. Asta pe educație. Asta ar fi pe educație. Ok, ridicate la fileu. Cu asta ne-am pregătit un pic, să știi că am povestit un pic pe tema asta, ne? Acum două zile și mă bucur că am ținut minte că ăsta era Q-ul meu. Mie mi se pare că lăsăm politicile publice pe seama ONG-urilor, e una. Că lăsăm serviciile sociale pe seama ONG-urilor, la modul alea pe care nu vrea să le facă nimeni sau nu știe să le facă statul sau când le face, le face foarte prost. Gen, îngrijirea de bătrâni, îngrijirea persoanelor vulnerabile, dependenți, lucrătoare sexuale, oameni cu probleme psihice, delicvenți și așa mai departe. Că lăsăm asta pe seama ONG-urilor, hai să zic că e și asta ok, că e foarte cost efficient, până la urmă au expertiză, au mai multă flexibilitate, că nu vrem bine publicul țintă, bla bla. Există o întreagă bibliografie și o întreagă poveste pe treama asta. Mai nou se pare că e confortabil să lăsăm și marile proiecte cumva de semi-infrastructură pe seama ONG-urilor. Construim un spital, super bine, mai construiți încă 50 și rezolvăm cât de cât o parte din problemele României. Problema este că sunt lucruri pe care ONG-urile nu poate să le facă. Adică nu poate să rezolve, nu știu, situații sistemice, nu poate să construiască, habar n-am, case de cultură sau să refacă infrastructura de case de cultură, nu poate să construiască teatre și să țină teatre, cum zic, municipale, funcționale, nu vorbim de mici nuclee independente. Nu poate să refacă o structură de biblioteci publice, nu poate să accesibilizeze, nu poate să rezolve din lucrurile alea pe care ne-am asumat apropo de Millennium Goals, adică alea cu acces la educație generală, lipsă de discriminare, acces la apă potabilă, acces la nu știu, servicii medicale basic. Ei, ne-am asumat toți, adică noi ca țară, în lumea civilizată, hai că ne-am jucat și noi, am dat și noi semnătură pe Millennium Goals și raportăm din când în când că am făcut niște pași în sensul ăsta. Da, cumva, scuze, te las după aia să discutăm despre suma neasumare. Mi se pare că lăsăm și lucrurile astea pe seama ONG-urilor și cumva ONG-urile din când în când sunt bucuroase. Primești și finanțare pe asta? Da. Poți să-mi plătesc oamenii? Super. Let's go. Hai să mai facem un hate-up pe tema asta, mai facem un crowdfunding, mai chemăm niște prieteni, mai facem... Facem, domnule, facem tot ce trebuie în țara asta. E, aici e o problemă. Adică nu e o problemă. Poate fi văzută ca o problemă. Pentru că teoria liberală spune, dacă ai o societate civilă puternică, activă și prezentă, înseamnă că ai o democrație funcțională. Well, doamna asta, cumpărați cartea, în general, cumpărați cărți. Doamna asta, o scriitoare super bestializată, așa, dar și o activistă din India, radicală, dar mie îmi plac radicalii, spune o chestie foarte, foarte interesantă. Era un articol despre ONG-zarea activismului, în care spune, domnule, și a politicii, în care zice, domnule, în momentul în care ai o societate civilă atât de puternică, înseamnă că ai un stat incapabil. Nu e o veste bună, e o veste rea. Înseamnă că statul nu este capabil să rezolve principalul lucru pe care trebuie să-l rezolve de fapt un stat. Să aibă grijă de cei mai vulnerabili dintre cetățenii săi. Și ea, mă rog, ea e din India și o să găsiți tema asta legată de, mă rog, toată viziunea asta colonială, anticolonială și așa mai departe, care spune... Unde e un dezastru creat de marile puteri, o să vedeți că apar ONG-urile finanțate de charity-uri internaționale. Nu e un semn bun, cum îți spun ei, e mai degrabă un semn că au dat-o de garduri. Te las să îmi spui că, unu, că n-am dreptate și doi, să-mi zici că n-am, la ce n-am aderat. Scuze. Nu asta vreau să... Nu, da, cumpărați că... Nu că am dreptate, problema este ce ne-am asumat. Ce înseamnă asumare? Că am semnat, păi noi am semnat niște lucruri, că facem învățământ integrat în declarația de la Salamanca din 98. Nici o chestie, nu am făcut-o nici până azi. Că protejăm patrimoniul, multe am semnat. Ca primar.
Adică România semnează absolut orice. Dacă vreți cineva care semneze absolut orice, România e, nu-i niciun stres. Tocmai pentru că nu ne asumăm. S-au asumat câteva lucruri. Și să zicem că au și ieșit. Nu o să intru în discuția asta, că o să-mi puneți. Ia uite, încet, încet se încearcă cumva și începe să meargă povestea cu canalizare, cu apă potabilă. E o strategie, există fonduri alocate și așa mai departe. Dar e adevărat că statul este foarte slab și asta mai ales din cauza unei administrații insuficient. Oricât ar suna de straniu și oricât de prezent ar fi în discursul public despre statul gras care stă pe umărul producătorului slab, de fapt, noi avem un număr foarte mic de funcționari și, în general, plătiți foarte puțin și nu există personal pentru serviciile pe care ar trebui să le dea statul. Problema ONG-urilor este că ele pot rezolva probleme în anumite comunități. Nu se pot răspândi la nivel național, nu pot avea o practică unitară. Un ONG din Timișoara poate rezolva problema copiilor străzii din Timișoara, dar nu le va rezolva și pe alea din Deva, că n-are cum. Și atunci avem orașe din ce în ce mai diverse ca servicii sociale, orașe cu din ce în ce mai cu oportunități și cu lumile devin din ce în ce mai diferite, tocmai pentru că nu există această practică unitară pe care nici nu e, n-ar trebui să o facă ONG-urile. Ar trebui să o facă administrația. Dar administrația este prinsă în această capcană a libertarianismului anilor 90, în care este blamată permanent pentru faptul că ar consuma banii contribuabilului. Păi dacă vrei servicii, trebuie să plătești. Nu prea există varianta nu plătim. Că plătește statul prin finanțări sau că plătește administrație, sigur se poate discuta despre ce e mai eficient și ce e mai puțin eficient. Sigur că sunt zone în stat care n-ar trebui să existe. Am cunoscut zone de administrație în care niciunul din ei nu făcea nimic. Dar există și anumite zone perfect neacoperite de către stat. Cine se ocupă de patrimoniu în primăria Timișoara? Dau și un exemplu la întâmplare. Mulțumesc. Nimeni. Dacă îi întreb de ce, n-au oameni. Sigur, au 34 la comunicare, da. Înțelegeți ce vă spun? E proastă administrare și totodată reforma administrativă nu s-a mai întâmplat. Eu cred că ăsta este unul din subiectele mari și ar reface cumva inclusiv zona în care, de exemplu, ONG-urile nu intră. Nu o să vedeți prea multe ONG-uri care lucrează pe licee decât în zona de, sigur, dar care să susțină foarte mult licee sau școli generale. N-a fost subiectul lor, va deveni sau nu va deveni în momentul în care va apărea o problemă majoră. Nici nu au ce să caute teoretic acolo. Adică, pe de-o parte, cât sunt încă instituțiile, cât au fost încă instituțiile funcționale, ONG-urile n-aveau ce să caute în liceu. Decât cu cluburi, glumițe, activități extrașolare și așa mai departe. În momentul în care a început să se extindă fenomenul Brăila, da, profesor care nu-și bagă copiii în bacalaureat, nu-și cade ratingul național, în momentul în care analfabetismul funcțional ajunge la scoringul la care ajunge, în momentul în care rata de promovabilitate la BAC în orașe, cum să zic, cu o tradiție până la urmă, teoretică, o pală, o urmă de viață intelectuală, ajunge la niște cote din astea, dar la urmă, da, ONG-urile încep să lucreze, începe să apară Asociația Română de Literație, Teach for Romania. Teach for Romania se duce, mă rog, foarte mult pe zona de rural, unde situația este meta, deprimantă și șansele unui copil să termine o facultate, practic, în mediul rural, ajung la, așa, un fel de probabilitate de a câștiga la pariuri, adică, cred că e mai ușor să pui pariu pe Steaua sau pe Dinamo în Champions League, adică, deci,
încep să trebuiască să se bage în povestea asta. Dar iarăși, nu poți acopere toată povestea. Doi, nu poți să scaleze servicii. ONG-urile sunt teoretic responsabile cu pilotarea de soluții. Ei poate să ofere expertiză pe povestea asta, poate să încerce pe pielea lor. Statul nu trebuie să riște printr-un, nu știu, o hotărâre de guvern, gata, facem de mâine așa, cornul și laptele, și pe chestia asta brusc tocmai s-au mai dus 4 milioane de euro pe niște contracte preferențiale. Se poate încerca povestea asta la un nivel local, scala și așa mai departe. Dar din nou, iarăși, nu au capacitatea și au iarăși zone în care nu au, again, ce să caute, vorbim aia, apă, canalizare, justiție. Da, avem ONG-uri care fac checking până la urmă și care zic dacă e bine sau nu, care fac guvernare din umbră, care fac constituționale din umbră. Deci suntem am ajuns într-o aberație din asta în care cumva le lăsăm pe ONG-uri foarte, foarte multe lucruri. O chestie, încă o chestie mai vreau să zic. La fel, societatea civilă care stă în spatele ONG-urilor. ONG-urile nu sunt niște entități așa care trăiesc ele bine pentru că au o moștenire de la mama sau de la tată. Au niște donatori în spate, au niște voluntari și așa mai departe. Au obosit, da? Când am ieșit pentru Roșia Montană, toată lumea ne zicea, dar de ce nu ieșiți și pentru gazele de șist? Ok, hai și cu gazele de șist. Dar pentru păduri, nu? E domnul Pleșor ne-a zis. Dar cu pădurile, nu vă ocupați? Ne scuzați, domnul Pleșor, și nici pentru păduri acum, dacă se poate. Dar pentru justiție, nu? Adică sunteți PSD-iști. Domnule, stai că ieșim și cu justiția. Am învățat drept constituțional, am învățat gaze, am învățat aia, acum am învățat administrație publică. S-au făcut și partid, s-au făcut și aia. Domnule, cât să mai învațe și societatea asta civilă? Că mai avem și noi joburi, mai avem... Știi, mai trebuie să câștigăm cumva niște bani. Când rolul, până la urmă, societății civile, a trebuit să fie ăla de a ne întoarce, din punctul meu de vedere, la valorile pe care bazăm reforma asta administrativă de care vorbea să-i împredez. Pentru că ea se poate face în foarte multe feluri. Adică o guvernare ca la Mitru, da? Ar fi, doamne, tem 30%, bine, de mână cu prietenul Discobol din PSD, cum era Orlando, da? Sunt de acord pe chestia asta. Dăm afară 30%, nu se simte nimic, o să meargă mai bine administrația, să fie mai suplă, everything is good, UPA. E o viziune, da? Da? Pe când viziunea pe care teoretic o susțină ONG-urile și alea care au expertiză cumva pe servicii sociale, trăgând oameni de mână, zic, băi, puneți omul în centru poveștii. Dacă îi dai servicii medicale, dar nu îi dai și consiliere psihologică și nu consiliere profesională și nu îi ții copilul în școală și nu îl ajut să schimbe buletinul sau să-și obțină un buletin, practic ai băgat banii degeaba în el. Știi? Adică, cred că... Înțelegi un debat? Are sens? Da. Are, mersi, doamnă. De asta ești prieten. Are sens, dar ideea este de bună intenție. E simplu. Și în politică, și în administrație, și în ONG, dacă există bună intenție, e bine. Da, oamenii funcționează destul de diferit și unii oameni reușesc să, și din politică și din administrație, din ONG, reușesc să transforme asta din bună intenție strict în carieră. Eu am văzut cinism la fel de mult și în administrație, și în politică, și în ONG. Am văzut de multe ori ONG-urilor ca o rampă de lansare către politică, a politicienilor retrași în ONG-uri, a administrației care folosește împotriva altor inamici ONG-urile și așa mai departe. Nu avem bune și rele. De ce n-am ajuns la cumva a pune omul în centru preocupărilor noastre? Sigur, e o întrebare relativ veche. Ideea să nu uităm asta. Noi ar trebui să nu uităm și oamenii de bună intenție nu uită. Dar pentru foarte multă lume, ONG-ul a fost pur și simplu o oportunitate de carieră. Și nu vorbesc de oameni care pur și simplu vin, donează și activează în ele. Sunt oameni pe care îi știu în zona ONG, funcționează extrem de bine, sunt profesionalizați, știu ce fac și aia e meseria lor. Aia e meseria lor și există și complicitatea politică, există și complicitatea administrativă și nu mi se pare nefiresc.
Sigur că la început, toate, prin anii 90, toate erau mari. Dar 30 de ani de, hai, poate ceva mai puțin, de ONG a făcut ca lucrurile să intre într-o simbioză extrem de interesantă. Și până nu, singura soluție la ceea ce spunea Vlad, că există o abdicare a statului. Statul e comod să abdice. Dacă nu există presiune publică, o va face. Va abdica de la tot felul de sarcini. Singura soluție este să nu fie lăsat statul să dea practic ceea ce altora, de exemplu ONG-urilor, ceea ce ar trebui să facă el. Vă dau un exemplu din zona mea. În 2003 s-a descentralizat activitatea culturală. Sună extrem de bine pentru orice libertarian. Dom'le, în sfârșit, nu mai există de la centru activitate culturală. Perfect. Ce s-a întâmplat? Au dispărut toate punctele muzeale din comunitățile care nu sunt municipi și din multe municipii. Au dispărut, practic, toate bibliotecile sătești și orășenești care existau. S-au închis la instituții culturale rând pe rând pentru că nu mai exista controlul din partea nimănui. Nu mai exista nimic de făcut. Toate astea au devenit fel de nunți și de botezuri. Am deculturalizat România, deși principiul părea ok. Dom'le, descentralizăm. Plecăm de la premiza că ce? Că în comunitatea locală primarul tractorist va dori muzeu? Niciun caz. Și uite că n-am rezolvat mare lucru. Iar ONG-urile degeaba vin și înființează din donație o bibliotecă în satul ăla, care avea bibliotecă. Și care o mai are încă închisă sub ochiere. Și dacă vii cu discuție, hai să refacem un sistem de genul ăsta, toată lumea intră într-o panică că vezi, Doamne, vrei tu să controlezi mintea celorlalți. Am avut anul centenar. Ați auzit ceva de el? Nici nu avea cum să se întâmple, pentru că nu mai este structura pe care să poți construi ceva în cultură. Mai există câteva muzee naționale și uitați-vă ce muzee avem în Timișoara, care nu sunt naționale, că n-am avut norocul ăsta. Uitați-vă cum arată. Puteți merge la un muzeu? Au rămas pe mâna autorităților locale. Unele sunt de bune intenții și pot să facă treabă. Majoritatea, din păcate, nu. Pentru că nu există interesul politic. Și câteodată așa ține de cum arată primarul și ce are el în cap. Cum arată președintele de Consiliu Județean și ce are el în cap. Și cine îl influențează. Și văd niște inițiative atât de stranii, venite tot din zona ONG, care deodată, peste noapte, devin lege. Fără să fie într-o discuție publică, largă și așa mai departe. Pe și ONG-urile. Sunt cu unii, nu sunt cu alții. E un sistem de putere în orice societate. Da, sunt influențate din exterior, sunt influențate din interior. Evident, nu e treaba lor să fie stat. Asta e... E atât de clar, dar așa de fain este discursul antistat al NGO-ului, încât de tot mir unde se va ajunge. Disoluția statului nu este cauzată de NGO. Nu. E vorba de noi, pur și simplu, și de modul în care vedem lumea. Dar cred că, de fapt, a transformat totul în finanțare pe proiecte fără să mai ai programe guvernamentale, poate fi unul din pericolele dezechilibrării României. Mi se pare, în această notă optimistă o să și încheiem. Dacă aveți o întrebare punctuală, poate e momentul să faceți curaj. Dacă nu, la țigară, slash pipa afară, domnul Sorin are un drum lung în față. Mai am. Carieră, se numește. Și cum că mai am, mai categoric e o chestiune de echilibru, da? ONG-uri vocale, societate civilă, populație,
cetățean, administrație, structuri politice și așa mai departe. Eu cred că dacă e pentru mine o informație pozitivă sau o lecție pe care cred că avem de învățat apropo de activitatea ONG-urilor, este exact conceptul ăsta de bune practici. E o poveste care se tot vehiculează în lumea organizațiilor neguvernamentale și mi se pare cea mai valoroasă până am acolo. Ele poate să experimenteze, au spațiu mult de joacă, au o zonă de herup, au niște pârghii în impotența lor, cumva au niște pârghii extraordinare la firul ierbii și de acolo până la urmă le vine și li se termină legitimitatea de cele mai multe ori. Și cred că bunele astea practici, combinate cu experiența asta acumulată în contactul ăsta direct cu nevoile, cu țara, cu talpa, cu cum vrei să spui, poate să dea rezultate bune. Când le scoți din zona asta, da, lucrurile poate să ia un pic razna și da, totul devine, cum spunea foarte bine Sorin, un joc de putere. Din categoria vești bune, doi ONG-iști aflați în două părți diferite ale baricadei, domnul Manole și domnul Dohotaru. Domnul Dohotaru fiind independent, adică nu, sau așa, au reușit să treacă în Parlament o lege care amendează orele de muncă suplimentare ilegale, ceea ce mie mi se pare, apropo de cetățeanul pe primul loc, o victorie importantă. O altă deputată independentă venită din un partid pornit ca NGO, respectiv USR, actualmente independent, a reușit să treacă o lege foarte importantă, o măsură foarte importantă, că nu e chiar lege, prin care copiii fără acte de identitate beneficiază de servicii medicale. Era la mintea cocoșului, dar din nou a fost nevoie de cumva contactul ăsta cu firmele, cumva ca lucrurile să întâmple. Deci cred că sunt multe, să nu ce zic, nu suntem anti-ONG-iști, nu ne angajăm la Antena 3, 1, 2, realitatea B1 sau așa, Digi sau ce să mai poate momentul ăsta. De mâine, trebuie să mergem la Mărim Bot în emisiune, să ne facem un live cu ea. N-am la mine pe ei. Așa. În această notă optimistă, eu zic că încă cred în ONG-ul, încă cred în... politică? Te rog, da. Lăsând de ultimul cuvânt, Tudorescu, pentru că altfel vom rămâne până dimineața aici, da, vă spun la revedere. Nu că, evident, eu m-am dat seama că am luat-o pe... mi-am luat sacou și acum sunt politician. Dacă îmi dau jos sacou și mi-au un tricou, să vedeți ce fain ONG sunt. Că eu mă adaptez repede la context. Da. Ce vreau să spun este, da, e foarte mișto și ca... e foarte bine să treci prin experiența ONG. E foarte bine și să rămâi dacă n-ai altă idee. Dar, inevitabil, oamenii care merg și activează și au expertiză, cumva, nu zic că e datoria lor, dar cred că așa ar fi înțelept, să intre în politică să poată să facă schimbarea. De fapt, diferența între ONG și politică este că ONG-ul sfătuiește și politicianul, mai cult sau mai incult, face. Dacă politicianul ăla e un fost ONG-ist, s-ar putea să facă. S-ar putea să facă ok. Da. Și se asculte și de cei din exterior. Cred că dacă e realmente un rol important al ONG-urilor, este, în primul rând, cel educațional, fără niciun fel de dubiu.